Crimă șocantă în ziua de Paște. Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost găsit mort în casă, zăcând pe pardoseala din dormitor. Din primele informații, se pare că omul a fost omorât chiar de propria soție, care l-ar fi lovit cu sălbăticie cu o coadă de mătură. În urma unui conflict spontan izbucnit între doi soți, se pare că femeia a pus mâna pe o coadă de mătură și a început să-și bată cu sălbăticie bărbatul. Femeia și-a anunțat apoi nepoata, care a sunat la 112. Echipajele de prim ajutor ajunse la fața locului nu l-au mai putut ajuta pe bărbatul de 63 de ani, fiind declarat decesul. Multiple traumatisme suferite în urma bătăii, fractură de stern, traumatism toracic, coaste fracturate, leziuni la picioare, cap și brațe i-au adus omului sfârșitul. Polițiștii din Borșa au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în locuința sa. Deplasați la fața locului, aceștia au identificat într-o cameră cadavrul unui bărbat de 63 de ani. În urma examinării exterioare a cadavrului, s-a constatat că acesta prezenta leziuni pe corp. Femeia a fost internată la Spitalul Municipal Sighetul Marmației în vederea efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, a transmis IPJ Maramureș.